Procurorii DNA au făcut percheziții la 4 spitale din capitală într-un dosar privind achizițiile cu un prejudiciu de aproape 3 milioane de euro. În urma perchezițiilor, Bogdan Păltineanul, managerul spitalului Bagdasar Arseni, a fost reținut. Procurorii au chemat la audieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție mai multe persoane. Perchezițiile au avut loc la Institutul Clinic Fundeni, Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arsenie, Spitalul Clinic Obregia, precum și Institutul Oncologic Alexandru Trestiorianu. Astfel, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 13 locații situate în municipiul București și județul Ilfov, din care 4 reprezintă sediile unor instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale.